Polițiștii vâlceni și-au serbat ziua în condiții de pandemie, fără competiții sportive sau concursuri de tir. Tradiția s-a păstrat însă în ceea ce privește înaintările în grad. Ziua de 25 martie marchează 199 de ani de când domnitorul muntean Dimitrie Chica i-a înmânat marelui agă Mihai Filipescu, primul steag al instituției. Din cauza pandemiei de coronavirus, festivitățile din acest an i-au găsit pe polițiștii vâlceni în stradă, asigurând ordinea și siguranța publică și contribuind la măsurile de prevenire. Cu această ocazie, la sediul instituției, astăzi a avut loc o festivitate la care au fost promovați la următorul grad profesional mai mulți ofițeri și agenți de poliție, dintre care 15 fiind avansați înainte de împlinirea stagiului minim, respectiv 3 ofițeri și 12 agenți.